No Hate Speech Movement a pornit ca o campanie parte a proiectului Young People Combating Hate Speech Online, desfășurat între 2012 și 2014, un proiect împotriva discursului instigator la ură, a rasismului și a discriminării în mediul online. Campania a fost inițiată și este implementată de Consiliul Europei, bazându-se în mare măsură pe campaniile naționale desfășurate în statele membre ale Consiliului Europei între 2013 și 2015. Din partea României, inițiativa a fost preluată în 2013 de Marian Panait, urmând ca, în timp, alte câteva inițiative să se dezvolte, cum este și cazul proiectului Switch Off Online Hate Speech, finanțat prin granturile SEE în cadrul fondului ONG în România și implementat de Institutul Român pentru Pace. În contextul în care la finalul lunii mai 2015 s-a decis prelungirea campaniei No Hate Speech Movement până la sfârșitul anului 2017, Salvați Copiii România a preluat inițiativa, devenind membru activ al acestei mișcări. Campaniile desfășurate s-au bazat pe ideea de bullying și cyberbullying. Acestea reprezintă toate formele de hărțuire ce se manifestă sub formă de agresiune fizică, verbală și, cel mai important, emoțională. Salvați Copiii, filiala Suceava, a dedicat luna februarie implementării acestui proiect în județele Suceava și Botoșani. Au fost desfășurate campanii de informare prin crearea de evenimente în parteneriat cu Muzeul Bucovinei, Shopping City și Inspectoratul Școlar Județean Suceava și prin activități în mediul gimnazial, Școala Gimnazială Ion Creangă Suceava și în mediul liceal, Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava, Colegiul Național Petru Rareș Suceava și Colegiul Național Ate Laurian Botoșani. Este finalizarea primei părți a unui proiect frumos și major pe care l-am implementat în luna februarie în Suceava și în Botoșani prin intermediul organizației Salvați Copiii România și în special cu filiala la Suceava. Au fost tot felul de activități. La început noi a trebuit să ne facem un target. Cum bine știți, fiecare proiect are nevoie când începe un drum nou. Și vreau să vă arătăm diferențele, ce ne-am propus inițial și unde am ajuns. Pentru că, sincer, nici noi nu ne-am așteptat să reușim atât de mult într-un timp atât de scurt și foarte mult pe fugă. Că nu ne-am axat în special doar pe școala primară sau doar pe liceu, ci pur și simplu am vrut să transpunem informația în mai multe medii sociale. De ce? Pentru că acest bullying, acest cyberbullying, nu se întâlnește doar la copii, se întâlnește și atunci când suntem adulți. Și putem observa asta foarte ușor, pentru că cred că fiecare dintre noi am simțit la un moment dat așa un orgoliu sau un sentiment de nedreptate, de ură, de ceva negativ, care voluntar sau involuntar ne-a făcut să reacționăm negativ asupra celor din jur. Deseori o să întâlniți persoane cu care o să intrați în vorbă și o să vorbească urât, o să vă jignească și o să-i spui, nu mai vorbi așa. Și persoana respectivă ce o să facă? O să-ți spună, da, ce e dreptul meu să mă exprim liber. Și asta e diferența pe care am făcut-o în toate campaniile desfășurate. Că a avea dreptul la exprimare nu înseamnă discurs instigator la ură. Contează foarte mult cum îți exprimi ideea, cum îți exprimi perspectiva și punctul de vedere. Asta a fost ideea centrală a proiectului și chiar ne bucurăm că mulți au făcut diferența după asta sau cel puțin au înțeles și au zis da, așa este, chiar nu m-aș fi gândit la asta.